această seară vreau să mă adresez mai mult tinerilor și, desigur, să vorbesc într-un mod simplu. Mă gândeam oare ce aș putea să-i învăț, ce aș putea să le spun ca un tânăr care poate că de puțină vreme a ieșit din această vârstă a burlăciei, a tinereții, așa cum o numim noi, tinerețea e numărată cam până te căsătorești ca unul care doar de câțiva ani am trecut prin aceleași, prin aceleași experiențe, ar vrea doar câteva cuvinte pentru cei tineri. Biblia ne spune la un moment dat, leneșule, du-te la furnică. Mă întrebam de ce nu scrie Biblia, du-te la Biblie. Du-te, știu eu, la un preot, du-te la biserică, du-te la templu. Sunt deseori în Scripturi intervenții în care Dumnezeu zice omului: du-te și uită-te la natură și învață. De exemplu, du-te și învață de la furnică. O lecție interesantă: să te trimită Dumnezeu la un seminar, nu cu un doctor în teologie, să te trimită Dumnezeu la un seminar, nu cu un pastor bun vorbitor, ci să te trimită Dumnezeu la un seminar cu o furnică și să stai acolo și să iei notițe. Interesant, nu? E bine, în această seară vreau să învățăm toți tinerii ceva de la un creion. Am adus cu mine, this is my tool tonight, for you young guys. Cred că îl cunoașteți de la școală. Vreau să învățăm ceva de la un creion și să ține minte foarte bine această lecție plecând de la acest creion pe care îl folosiți voi la școală. Se spune că un fabricant de creioane, I-a spus unui creion, înainte ca să te trimit în lume, să te pun în boxă, vreau să-ți dau câteva sfaturi, cinci sfaturi, ca să fii cel mai bun creion. Pentru cei care nu știți limba română, am câteva slide-uri with the main points. Now, this is a parable. Don't talk to your pencil. You'll end in a hospital. This is a parable, this is a story, this is imaginary. From the beginning to the end. Dar haideți să ne imaginăm că vorbim, că a vorbit cu un creion și a spus, ascultă, -mă, astea cinci lecții n-ai să le uiți și o să fiu un creion bun. Vreau să învățăm și noi tinerii ceva, câteva lecții și cred că vom fi niște creștini buni dacă nu uităm lecțiile astea. Astea cinci. Prima lecție pe care acest fabricant de creioane a spus-o creionului a fost, tot ce faci, lasă o urmă. Everything you do, Leaves a mark in history. Dragii mei tineri, vreau să nu uităm că tot ce facem la școală, în campus, când suntem departe de părinți și nu ne vede nimeni, când suntem numai noi în our private room și ne uităm pe internet, tot lasă o urmă. Creonul ăsta că e folosit de un copil care mâzgălește, că e folosit de un artist care desenează, că e folosit de un student care scrie, creionul acesta lasă o urmă. Dragul meu, în viața aceasta vreau să nu uiți, că ești aici, că ești în public sau că ești acasă, prin tot ceea ce faci, stima Tânăr, tu lași o urmă. Întrebarea pe care vreau să o pun în această seară fiecarei fete, fiecărui băiat, este ce rămâne scris în urma ta. Mi se pare că sunt anumite lucruri private. Cred că una din cele mai mari minciuni din, din, lumea noastră este că we have a private life. This is the biggest lie, the greatest lie in United States. Am împărțit viața, we split the life, private life and public life. My private life is my own business. It's not your business, pastor. Pot să-mi aleg orientarea sexuală, pot să-mi aleg ce vreau. Mă uit la ce vreau. This is my private life. Și în public știm să jucăm bine, să zâmbim, să venim la biserică, să. Să dați-mi, dați-mi voi să vă spun că în ochii lui Dumnezeu nu există viață privată. There is no private life before God. Biblia spune aici în cuvântul lui Dumnezeu că atunci cei ce se tem de Domnul în Maleahii 3 cu 16 au vorbit adesea unul cu altul, doi, numai doi. Și parcă i când zicând, cum spune noi la Elim, rămâne între noi. Când aud asta, I'm afraid. Mai bine nu o spunem. Și spune cuvântul aici, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Primul care trage cu urechea e Dumnezeu. Atunci când vorbiți numai voi doi, și asta îi rămâne între noi, before you and me. Domnul spune Cuvântul, a luat aminte și a ascultat tot. Și spune mai departe că ca o carte de aducere a minte a fost scrisă. Dragul meu, înaintea lui Dumnezeu nu este private life, nu există viață privată. Dumnezeul nostru spune Sfânta Scriptură că ascultă tot ce vorbim, privește tot ce facem și mai mult le scrie într-o carte. Nu că ar fi Uituc. Dar tot ce facem noi rămâne într-o carte a lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să-ți amintesc un verset pentru cei care cred încă în această minciună că avem private life. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, în capitolul 4 cu 13, că totul este gol și descoperit înaintea celui care are ochii ca para focului. Dumnezeul nostru veșnic, stimați băieți și fete, are ochii ca apara focului, este un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care vede tot ce faci. De aceea, încă o dată vreau să pun această întrebare pentru noi toți. Chiar dacă nu ne vede mama și tata în campus, chiar dacă nu ne vede mama și tata în acele șapte ore despre care vorbea David la școală, când suntem cu prietenii, tot ceea ce facem rămâne scris. Este o urmă care ne va urmări toată viața. E altfel, este o cântare frumoasă pe care noi români o cântăm, poate aici nu se mai cântă. E o cântare frumoasă de Costac Ioanid. ce viața ta? Întreba Ioanid. E o peniță cu care scrii mereu pe-un drum și apoi la ultima portiță tot ce ai scris tu ca pe o tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Și continuă poetul, și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, de ai pune mări întregi să-l spele. Nu se mai șterge nici de cum. De altfel vreau să adaug ceva, să spun tinerilor, că nu numai Dumnezeu, not only God records everything, even in the real world, whatever we do will be found out sometimes. Biblia spune că tot ce șoptim noi la ureche, într-o zi, se va striga de pe acoperișuri. Mă gândesc la Hitler, mă gândesc la Stalin, mă gândesc la niște oameni care au făcut lucruri grozave și l-au făcut în in their private life. Toată istoria vuiește de faptele lor. De foarte multe ori tinerii ascund viața lor intimă și nu spun nimic despre faptul că trăiesc în păcate ascunse și se gândesc ei, am gonna cheat. O să păcălesc o fată în biserică, o să păcălesc un băiat în biserică și se gândesc că o să poată acoperi și nu o să fie nicio urmă a vieții lor sexuale dezordonate în afara familiei despre care nimeni nu știe nimic. Dragul meu, nu te înșela tot ceea ce faci. Lasă o urmă chiar în viața reală. Țin de un caz când o fată s-a gândit, mă, mă duc la pocăiți, mă pocăiți de formă, mă botez acolo să fiu botezată, să-mi iau și un băiat pocăit. Un deal bun, nu? Băieții pocăiți sunt respectoși, ăștia nu mă bat, ăștia nu beau, mă botez ca să mă măriți eu cu un băiat bun. S-a măritat, bucuroasă pentru dilu pe care l-a făcut. Și după câteva vreme, zice ea, mă, eu nu mă mai duc la biserică. Păi de ce, mă nevastră? Păi eu m-am pocăit numai ca să mă mări cu tine. Nu mă interesează pocăința, nu mă interesează biserica. M-am pocăit numai ca să mă mărit cu tine. Atât, am vrut să, să mă, să, mă, cu, să mă mări cu un băiat pocăit. La care el zice, păi să știi că și eu de m-am botezat. Vorba românului s-a întâlnit tusa cu junghiul. Dragii mei, ce seamănă omul aia se Everything you do leaves a mark in this world. Și întrebarea pe care o pun în această zi e ce vei scrie tu în viața asta? Mai mult, după cum știți toți studenții, câteodată se mai tocește creionul, nu? Și nu mai scrie bine. Nu se mai vede bine, nu mai desenează bine. Lecția numărul 2 pe care orice o creon trebuie să o știe este că din momentul în care iese din fabrică, el va suferi multe ascuțiri dureroase, dar care te îl fac să scrie mai bine. Orice om când vrea să scrie cu un creon, îl ascute. Îl ascute bine. Pentru că altfel creionul nu scrie bine și se tocește și nu mai scrie frumos. Însă atunci când Cineva vrea să scrie frumos, trebuie să ascută creionul. Și dacă vreți, acest pencil maker, au făcut această declarație, vei fi ascuțit din când în când, chiar dacă te va durea, vei fi un creion mai bun. Vreau să învățăm ceva de la acest creion. Dragi tineri, știu că cea mai neplăcută lecție a vieții este corecția. Îndreptarea, mustrarea, corijarea, nu ne place să fim corectați. We hate that. Nu ne place când părinții ne corectează, ne ascut un pic. Nu ne place când pastorul ne ascute un pic. Nu ne place când Dumnezeu uneori direct prin circunstanțele vieții ne umilește și ne pedepsește oarecum. Mi se pare că pediapsa e pentru oameni foarte răi, nu pentru noi. Dragul meu, din orice metodă de învățare din lumea asta există rewards and punishments. Oriunde, și când spun punishment, nu mă refer la jail, să biciuim copiii sau altceva. Oriunde metodele educative, chiar și Dumnezeu în Biblie vorbește clar. Dumnezeu este cel care răsplătește binele, dar care pedepsește răul. Ca să fim niște tineri buni. Dumnezeu ne ascute din când în când este lecția pe care trebuie să o învățăm în seara asta. Dumnezeu vrea să fim oameni mai buni și vrea să ne mai și corecteze. Haideți să acceptăm lecția asta a scuțirii care nu ne prea place la cei mai mulți dintre noi. Spune cartea evreilor, ca să citim din Biblie, toate lecțiile astea sunt și în Biblie, spune cuvântul așa. Fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului Evrei, capitolul 12, și nu-ți de inima când ești mustrat de el. Unii oameni se dau peste cap când îți mustrați de Dumnezeu, când apare o încercare, se tulbură, spune, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine El iubește și bate cu nuiau pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe deapsă. Parcă la pe Dumnezeu, lăsați-vă ascuțiți, acceptați corijarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca, ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, ați auzit? Pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că ei într-adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași ființeniei lui. Și spune cuvântul, este adevărat că orice pediapsă deocamdată este o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Biblia spune clar că sunt două tipuri de corecții. Una o face Dumnezeu. Și mai departe spune cuvântul, păi dacă și părinții v-au pedepsit, de ce nu acceptați de la Dumnezeu? În Cu alte cuvinte, sunt factori umani și factori divini. Dumnezeu însuși și oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră, ei sunt puși acolo ca să ne corecteze. Știu că nu ne place această corecție și eu vreau să spun tuturor tinerilor și copilor că Dumnezeu a pus în viața noastră păstori, profesori, părinți, chiar polițiști, ca să ne îndrepte. Eu mereu m-am întrebat, oare de ce nu mă păzește Dumnezeu de polițiști? Mă păzit de boale, mă păzit de accidente, dar nu de polițiști. Never. Și Duhul mi-a spus, pentru că dacă nu te-ai întâlnit cu ei, ai conduce cine știi cum și ai putea face un accident mortal. Însă Dumnezeu a îngăduit autorități pe șosele ca să te oprească din când în când să mai reduci speed-ul. Dumnezeu îngăduie profesori care au fost poate aspri cu noi, Dumnezeu îngăduie poate lideri în biserică și întotdeauna au fost faitul ăsta. De ce să ia de noi? De ce au treabă cu tineri Și de foarte multe ori tinerii au uh, complexul ăsta al persecutatului. Domne, toată lumea are treabă cu noi. E bine, la tinerețe cam toată lumea netunde. Pentru că încă sunt zulufi netunși. Este hotărârea lui Dumnezeu ca pe un creion să ne ascultă din când în când ca să fim oameni mai buni. Ca să fim niște tineri mai serioși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu astăzi pentru pedepsele pe care le-am primit mai de mult. Poate că acum chiar vorbeam astăzi la masă cu familia Chelmăgan, mă uit în urmă, poate că au fost pedepse aspre să primești bătaie până la 18 ani. Mai ales acum în America ce se pare absurd să te bată profesorii la școală, învățătorii, să te bată dirijorii la repetiție, nu că dau sugestii, noi am primit bătaie și la biserică de la dirijori, te lua unul și te lăsa altul. Așa a fost înțeleasă disciplina în România. Însă mulțumesc lui Dumnezeu pentru profesori, pentru părinți, pentru dirijori. Mulțumesc Domnului pentru toți cei care m-au corectat, pentru că în viață orice corectare te face mai bun. De altfel găsim în Sfânta Scriptură un verset frumos sau chiar două în Cartea Proverbelor pentru părinții care cred că nu este necesar să fie corecții pentru copiii lor. Eu cred că e bine să ne uităm în cuvântul Domnului, unde spune în Proverbe 22 cu 15, așa de frumos, nebunia este lipită de inima copilului. Un verset care e aspru. Și că ne naștem așa un soi de nebunatici. Să spune Biblia. Ne naștem cu fluturași, ne naștem cu probleme, suntem înclinați să fim foarte dinamici, să fim foarte neastâmpărați și neascultători. Dar spune cuvântul aici, dar nu iau acertării, o va dezlipi de inima lui. Vedeți, spune aici, nu iau acertări, nu, nu spune de zbic. Auzam aici că unii au bătut copiii cu zbicu. Spune, nu iau acertări, nu trebuie să-l omori. Nu iau acertări. Însă disciplina n-a lipsit și în altă parte, tot în cuvântul Domnului găsim în Proverbe 13 cu 24, un verset pentru părinți, spune cuvântul aici, cine cruță nu iau, urăște pe fiul său. Și, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Un verset care poate este în ant, la antipoli, în antiteză cu dis, me, filosofia de disciplinare de astăzi din Statele Unite. Și sunt părinți care, nu numai că copiii sunt obraznici, părinți care nu suportă ca cineva să corecteze copiii lor. Eu vă amintesc ce spuneam duminica trecută, dacă nu greșesc, că eram aici pe podium toți la biserică și să săteam unul lângă altul. ce mai amintesc de la biserica mea este că ne urecheau și frațe de ordine acum și frații de ordine? Nu numai profesori. Mi-am că era un frate pe nume Vicol, ne era la toți frică de el, băga groaza noi. Îți treceau toate nevoile, pleca în biserică. Era pescar în curte, ce cauți afară? Avea un tatuaj pe mână de vremea când era nepocăit și ți era frică de asta, e periculos. Și ne urechea și ne băga în biserică. Astăzi, durerea mea este că nu numai că nu vrem noi, tineri să fim corijați suntem obraznici de multe ori, și sunt tineri obraznici, chiar părinții vin și spun, de ce te iei de copilul meu? Haideți dar să înțelegem și părinții și copiii că disciplinarea este necesară în sistemul lui Dumnezeu de educație. El însuși, în Scripturi, ne învață că la toate nivelele tinerii au nevoie de corecție. Mi se pare nouă că suntem mai smart decât cei bătrâni. Mi se pare nouă că le știm pe toate: că dacă butonăm niște iPad-uri din copilărie, suntem uh, cu două clase peste cei bătrâni. Să dragii mei, dragi tineri, acceptați pe diapsa, acceptați mustrarea, acceptați corijarea, fiți umili și învățați atunci când Dumnezeu îngăduie în viața voastră Ascuțirea de care vorbeam, pentru că asta ne face mai buni. O a treia lecție pe care o găseam, pe care o găsesc la un creion, este foarte important. Orice creion are o gumă de șters. Atunci când mă și nu-mi place ce am mă zgălit, am șansa să, să șterg tot. A treia lecție pe care vreau să o învățăm este că orice greșeală pe care ai făcut-o în viață se poate șterge oricând. Foarte important, orice greșeală se poate corecta. Foarte mulți tineri nu cred în iertarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun acum în această seară, dragii mei, Dumnezeu nostru iartă. N-aș vrea să mă opresc la ce am cântat la început. Cântarea lui Ioanid merge mai departe și spune Iisus pe lemn, răbdă arșița. Iisus e prețul tău acum. Te face alb ca lămâița și tot ce a scris pe drum penița nu se mai vede nici de cum. Vestea bună în tinerețe pentru noi tineri este că Dumnezeul nostru șterge. Că Dumnezeul nostru iartă. Avem pasaje în Sfânta Scriptură care ne vorbesc foarte clar și ne luptăm să acceptăm. Concluzia mea este, dragi tineri, este că Dumnezeu iartă mai ușor decât noi. Problema nu este că Dumnezeu nu mai iartă anumite păcate. Problema este că noi nu mai credem că Dumnezeu iartă. Sunt mulți tineri care se îndoiesc că Dumnezeu mai iartă păcate. Datorită învățăturilor false care circulă, datorită unor temeri personale, datorită acuzațiilor, condemnation, Satana urmărește zi de zi să te condamne, să te apese și să spui Dumnezeu nu mai poate să mă ierte. Să dragii mei, noi știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu nostru este Dumnezeu bun și iartă. Cartea Romanilor spune așa de clar, acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei. Un legământ veșnic al lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Spune acolo, le voi șterge păcatele. Dumnezeu nu numai iartă păcatele, Dumnezeu nostru șterge păcatele. Spune așa de frumos în Cartea Sfântă, chiar în Cartea Evreilor, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Mă gândeam, cum Dumnezeu a tot știitor nu-și mai aduce aminte? Este o taină pe care nu o pot dezlega în Scripturi, însă Biblia spune că nu își mai aduce aminte de păcate. Aleluia! Dumnezeu nostru iartă. Poate sunt tineri aici care au început o viață de droguri, cum se spune aici, o viață sexuală prematură, Poate că urmăriți pe calculator ce nu trebuie. Vestea bună este că Dumnezeu poate să șteargă astăzi. Tu poți să ștergi astăzi. Poți să intri în cartea vieții tale și să corectezi greșeala asta. Nu rămâne acolo. Este vârsta la care încă ne putem îndrepta. Mulți oameni se duc departe, ajung la un 40-50 de ani. Au ajuns din cauza vieții libere la divorț, au ajuns să-și piardă casele, banii. It's so late to come back. Deși cred că Dumnezeu primește oricând. Să dragi tineri, sfatul meu este căutați-L pe Dumnezeu în tinerețe. Până nu vă prind poftele cele mari, până nu sunteți toborâți de păcate și sunt consecințe grave. Spuneam deseori, consecințele nu pot fi anulate așa de ușor. Atunci când te pocăiești astăzi în tinerețe, ai șansa să-ți îndrepți viața, să te căsătorești în biserică, să faci un pas spre Dumnezeu. Dar atunci când trăiești o viață liberă, când ai cinci copii cu cinci parteneri, când... Chiar dacă te întorci la Dumnezeu, copiii ăia nu vor muri, rezultatele păcatelor tale vor fi acolo în fața ochilor tăi, poate pierzi o casă, poate rămâne o femeie întristată, divorțată, te-ai recăsătorit și să mai vrei, nu mai poți să repari, femeia e singură, tu ai deja alta, chiar dacă te întorci la prima, o, o, lași pe a doua, sunt atâtea răni, dragi tineri, care se fac în viață. Și diavolul și păcatul aduce atâta damage, atâta stricăciune în viața unui om care refuză să se întoarcă la Dumnezeu la tinerețe. Insist pentru că știu ce înseamnă o viață amânată, o tinerețe pe care o trăiești așteptând să te întorci mai târziu. Mă rog lui Dumnezeu din toată inima ca în această zi toți tinerii să înțeleagă că Dumnezeu nostru iartă. Și o să fie ziua în care să te hotărăști, să ștergi tot. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, că într-o zi vine la Isus o femeie cu multe păcate. Femeie respectivă care nici nu știm cum o chema. Biblia spune că era o curvă, o femeie stricată. Însă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a uitat la ea în ochi și a zis, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Dumnezeu nostru șterge. Și nu-i vorba, dragii mei, aici despre o curte de apel la care suntem grațiați. Nu-i vorba de o gumă de șters care șterge un creion. E vorba de sângele lui Isus Hristos care spală orice ce păcat. E instanța supremă a Universului. Este puterea Lui, cum spune Cartea Efesenilor. Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. Te invit în această seară să înveți de la un creion că orice ai scris în viață poate fi iertat, poate fi șters dacă te pocăiești astăzi. Amin. Un alt lucru pe care vreau să-l observăm la un creion, cea mai importantă parte a creionului, lecția numărul 4, care -i? Mina. Sau, dacă vreți, pasta dinăuntru. Cea mai importantă parte a creionului nu e designul, ci e partea dinăuntru. Vreau să învățăm ceva ca și tineri și să nu uităm că partea care contează, the most important part, is what is inside of you. Nu exteriorul, interior. Trăim într-o cultură în care se pune așa de mult accent pe exterior. You have to look good. Este o explozie de gimuri, uri tot la câteva blocuri, gyms. Este așa de important să arăți bine, doamnele și domnii, chiar la ora 4-5 auzeam să duc cu costumul la gym, este așa de important să arăți bine în exterior. Regimuri, make-up, trebuie să fii zâmbăreți, trebuie să ai o mașină bună, haine la modă, există chiar un smile care trebuie să-l ai întotdeauna. E așa de important să arăți bine în afară, în această cultură și astăzi vreau să mergem la cuvântul lui Dumnezeu să învățăm că ceea ce contează mai mult este sufletul nostru, partea lăuntrică. O lecție simplă, nu exteriorul în primul rând, ci interiorul. Cât de mult, drag tânăr, investești în interiorul tău? Cât de mult te gândești, ești conștient că, de fapt, interiorul tău este partea mai importantă decât exteriorul? Mi-amintesc de o zi, poate m mai povestit, eram cu Florin, cred că a fost și el atunci la o, un, o capelă ca student și am chemat un tânăr să cânte în față. Tânărul cu tare, are o cântare. Și, în față, un tânăr, dacă nu mă înșel, era chiar în un wheelchair, era într-un scaun cu rotile, avea mâini așa sucite și a început să cânte o cântare și noi toți așa ne-am uitat La care acest tânăr s-a uitat în sală și a zis știți care e diferența între mine și voi? S-a făcut liniște. Spunea el handicapul meu se vede. Atunci m-am gândit mai bine, am zis, Doamne, oare câte handicapuri spirituale nu avem și venim aici a suit and zâmbim, poate chiar îndrăznim să luăm cina Domnului, fooling others, but not God. Și uităm că, de fapt, în lăuntul nostru este partea care contează, este sufletul uman. Punea Dumnezeu o întrebare la care nu s-a dat răspuns în Scripturi. Ce ar folosi unui om, zicea Mântuitorul în Cartea Sfântă, în Matei 16 cu 26, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Auziți? Toată bogăția Rusiei, toată bogăția Americii, tot aurul familiei Rockefeller sau oricine ar fi, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul, what's inside, the soul. Și psalmul acela frumos, psalmul 49, oarecum încearcă să completeze și să continue această temă și spune psalmul 49, ei se încred în avuțiile lor și se folesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și ascultați aici un statement. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată te înfior când te gândești. Suflet de copil. Sufletul unui copil de 8 ani, de 7 ani, de 5 ani, un suflet inocent, nu se poate răscumpăra niciodată. Cu toată bogăția Americii și a Rusiei și a Chinei, la un loc, nu se poate răscumpăra nici un suflet. Tocmai de aceea, dragii mei, când ne uităm la un creion, vreau să ne amintim, dragi tineri, că trebuie să ne îngrijim de sufletul nostru. Ajunge cât pozăm, ajunge cât de mult le îngrijim de exterior și numai de exterior. Este vremea să ne gândim dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, dacă avem viață veșnică, dacă numele nostru este scris în cartea vieții și mă rog lui Dumnezeu dacă sunt tineri astăzi care n-au rezolvat problema sufletului lor, Dumnezeu să-i cerceteze prin Duhul Sfânt în această seară, să se pentru un pas către Dumnezeu și la următorul botez care va fi nu departe, să încheie un legământ cu Domnul, nu uita! Nu exteriorul pe care îl văd părinții tăi, ci în primul rând contează interiorul, sufletul tău. ce -ar da un om să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Să vă dau un exemplu foarte simplu. Am primit aici un pix de la voi, de la, aici de la biserică, de la un frate. Atâta m-am uitat la el, atâta m-am jucat cu el. E cel mai interesant pix care l-am avut, pix care avut vreodată. Are un fel de gumă aici interesantă, un design superb. E din metal, are dungi frumoase. Aici e o, e o minte de designer. Și mai mult are și bec. N-am văzut în viața mea pix cu beculeț. Ata m-am jucat cu el, în stânga. Mă, să văd, să aprinde becul. Cum trebuie să-l aprind? M-am jucat, dar ăsta mă ține 10 ani. Că nu scriu cu el. Că nu-mi place pasta. Și am zis la nevastă, am o doi de pix dar nu-mi plac. Du-te și cumpără în din astea. Unibol. Astea îmi plac, pentru că au inc, au cerneală, scriu frumos. Beculețul ăsta mă, a impresionat 10 minute. Și designul nici atât. Pentru că nu-mi place cum scrie. Dragul meu tânăr, vreau să te uiți la aceste exemple banale și să înveți. Exteriorul ca exteriorul. Să vă apropia un băiat de tine, la prima vedere o să rămână impresionat. Wow! După o întâlnire, două, trei, o să se sature și el de beculeți, de your fancy style, o să înceapă să simtă miros de nepocăință, de neseriozitate și o să plece mai departe dacă e pocăit. Interiorul tău e cel care face farmec, o să spunem, dar ceea ce face farmecul unui om este bunătatea, caracterul. Doamne, ajută-ne să avem caractere frumoase. The most important part of you is inside. Take care of it. Be sensitive to it. Nu sufoca și ocupă -te de asta. E sufletul tău mai valoros decât lumea întreagă. Și Dumnezeu vrea să-ți-l mântuiască în această seară. Amin. Și un ultim gând pe care vreau să-l am în această seară pentru dumneavoastră, vreau să vă întreb pe toți tinerii, ce folos are creionul ăsta dacă îl pun aici pe masă și atât. Niciun folos. Orice creion este valoros doar dacă îl iau o mână care știe să scrie. Dacă îl dau la un copil și fârcălește, nu-i mare valoare, da? Dar dacă îl țin pe șalvă acolo, pe birou și nu-l iau niciodată, nicio valoare. Creionul în sine nu are nicio valoare decât dacă se lasă ținut și folosit de o mână de om adult care știe să scrie. Asta e folosul unui creion. Și dacă pune mâna pe el un artist. Au ce iese din el, nu? Dacă punem mâna pe el un romancier, un scriitor, ce roman, ce novelă poate să iasă, nu? Dacă punem mâna pe el, să zicem, un predicat, wow, ce predică poate să iasă, nu? Dar dacă nu pune nimeni mâna pe pix, pe creion, niciodată nu va fi de niciun folos. Dragul meu tânăr, vreau să înveți ceva. Vei fi util. Și viața ta va avea meaning și scop și purpose doar dacă te lași ținut și folosit de mâna lui Dumnezeu. La sfârșit de predică se pune o întrebare serios. Care, cea mai importantă de astăzi, care va fi mâna care va scrie povestea vieții tale? Care va fi mâna? Dacă vei cădea în mâinile unui antrenor bun, a good coach, will be a good sportsman. Asta o să fie povestea vieții tale. Va scrie acel coach din tine un mare football player. That's it. Dacă vei cădea în mâinile unui artist și vei spune, wow, ce fain, am ca mentor, ca și maestru pe cutare, vei fi un artist. Vei avea CD-uri, vei avea un band, o să fii cineva, poate, la MTV într-o zi și atât. Dacă pune mâna pe tine un profesor, caz în mâinile unei academii, vei fi un mare om de știință, vei scrie cărți, vei face research, vei fi un mare doctor, un mare inginer, un mare astronaut. însă dacă vei cădea în mâinile lui Dumnezeu. Povestea vieții tale va fi o istorie a fericirii. O poveste de succes, o poveste eternă, o poveste a unei veșnicii, pentru că cine este în mâna lui Dumnezeu, el scrie o poveste frumoasă. Este o carte pe care cred că o știu toți tinerii care vor să se însoare să mărite. Când povestea de dragoste ce o scrie Dumnezeu. E cunoscută, e foarte cunoscută cartea asta în engleză și în românește. E așa de important să-ți scrie Dumnezeu căsnicia. Să-ți scrie Dumnezeu misiunea pe pământul acesta. Să-ți scrie Dumnezeu povestea ta profesională. Până și aia trebuie să o scrie Dumnezeu. Te întreb în această zi, cine îți va scrie povestea? Care este mâna pe care o vei lăsa să te conducă și să scrie ceva frumos? Că seamă o istorie frumoasă în Sfânta Scriptură cu un om bătrân. Nu arăta prea bine. Exteriorul nu arăta bine. Sunt au întâlnit niște oameni cu el și au zis, împărate, am văzut un om îmbrăcat cu păr de cămilă și -o încins cu o curea. Kind of weird guy. Un bătrân de la freak. De deci, ce cred că Ilie nu a fost la modă. Dar Biblia spune că s-au dus la el și au spus omul al lui Dumnezeu, împăratul a spus să cobori. Vino cu noi. Dacă vreți, este scrisă în întâi împărat, în, în, doi împărați, capitolul 1, spune cum te cu noi, omul al lui Dumnezeu. La care el i-a spus Oi fi arătând eu așa bătrân, ponosit, dar dacă sunt omul lui Dumnezeu, ce cuvânt frumos, bătrân, îmbrăcat, modest, dar au el, pentru că sunt folosit de Dumnezeu. Ce important e să fii folosit de Dumnezeu. Să se coboare foc din cer peste voi. Și Biblia spune că în 5 seconds eu cules și aruncă la garbici. Wow! Câtă putere! De ce? Pentru că era un om folosit de Dumnezeu. Vreau să te întreb asta, la 16 ani, la 18 ani, tu ce vrei să fii? Un mare cântăreț, un mare vorbitor, un mare sportiv, un mare inginer, un mare dirijor, un mare recitator, ce vrei să fii? În această seară vreau să spun că nu este nimic mai frumos decât să fii un om folosit de Dumnezeu. Așa cum eu țin un creon în mână sau un stilou, și scriu cu el să te țină Dumnezeu în mână, numai atâta. Nu trebuie să fii foarte deștept, nu trebuie să fii foarte frumos, nu trebuie să fii cel mai deștept om din lumea asta, dar dacă te ține Dumnezeu în mână, cum spune aici David, just a pair of hands, a pair of legs and a mouth, God can do amazing things to you. De ce? Pentru că ești un om al lui Dumnezeu. Mă uitam la Elie și mă cutremur, un bătrânel, l-au luat la mișto și au zis să se coboare foc din cer și o cules pe faraș, cenușă. A avut un singur lucru acest stil, era un om al lui Dumnezeu. A zis pentru că sunt un om al lui Dumnezeu. Chiar împăratul spunea, este omul lui Dumnezeu, Ilie. Mergeți și vorbiți cu el. Dragul meu tânăr în această seară, vreau să spun un lucru, poate că suntem un pic am independenți, noi tine spunem, nu-mi place să mă folosească nimeni. I want to write my own story. Nici un coach, nici mama, nici tata I have my own ideas, I have my own dreams I'm gonna do it, I'm gonna make it Vreau să spun ceva Biblia spune că nu există niciun om liber Asta e o încăpățânare tinerească Că noi ne facem povestea Biblia spune că nimeni nu poate sluji la Doi stăpâni Sau la unul sau la altul Dar nu există om liber Asta e o minciune a democrației că suntem liberi Fiecare om din lumea asta Este sclavul cuiva fie sclavul lui Dumnezeu, fie sclavul diavolului, al păcatului, al băuturii, al drogurilor și așa mai departe. Nu există om liber. Întrebarea mea este, al cui sclav vrei să fii? Ți se pare că ești independent și că -ți scrii povestea tu? Ce o scrie TV, ce o scrie internetul, ce o scrie mass media care brainwashes everybody? Să scrie the environment, the friends around you. Somebody else writes your story. Să nu crezi că s-o scrie tu însuți. Orice om alege să fie sclavul lui Dumnezeu sau sclavul lumii și al batimilor, Te întreb, care va fi mâna care îți va scrie povestea? Iată cinci lecții simple, haideți să le repetăm din nou și vom încheia. Tot ceea ce faci în viață, lasă urmă. Orice creion, orice stilou, lasă o urmă. Lecția numărul 2. Vei fi ascuțit din când în când, dar asta te va face mai bun, chiar dacă va fi dureros. Accept that. It's good for you. It's helpful. Yeah. Și trei, orice greșeală pe care ai făcut-o se poate șterge oricând. Nu uita că orice creion are o gumă cu care poți să ștergi. Noi avem mai mult decât o gumă de șters, avem sângele lui Isus Hristos care spală. Și în această seară vă invit să ne rugăm să fim iertați de Dumnezeu. Dacă ai ceva în viața ta, Șterge în seara asta Și patru, spune aici Cea mai importantă parte a ta este cea din lăuntru Într-o cultură care se pune accent pe exterior Te invit să te ocupi de sufletul tău Și să nu uiți că sufletul tău este veșnic Și cinci, vei fi util Doar dacă te lași ținut și folosit de o mână Și mă rog ca mâna aceea Să fie mâna marelui artist Care este creatorul lumii Și al universului Dumnezeu stăpânul cel veșnic Să binecuvânteze tinerii biserici. Sunt în asentimentul lui David că trebuie să ne rugăm pentru tineri. Mulți s-au pierdut, poate unii sunt pierduți aici, în casa lui Dumnezeu. Aș vrea ca, dincolo de lecțiile noastre simple, să ne rugăm pentru ei. O, Doamne, mântuiește tineretul casei tale. Fă din ei sfința ai tăi. Ia-i în mâna ta, Doamne, și scrie-le o poveste frumoasă. 80 de ani cu Dumnezeu. Va fi așa de frumos să te uiți în urmă la tot ce ai scris. Și să nu regreți nicio pagină. Să zici, Doamne, îți mulțumesc. Că mâna ta m-a ținut și m-a folosit.